Dragii mei, sunt Arotela cu partea a doua pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Peștișori. Partea a doua în care vorbim despre voi și cineva. A ascultat și prima parte că e foarte interesantă. În timp ce am amestecat cărțile, că le-am amestecat încă o dată, am văzut trei de spade și temperanță. Eu zic că vă vindecați, a apărut vindecarea, dar și la... Vă vindecați de o situație care v-a rănit, pentru că sunteți foarte sensibili. V-a pus pe gânduri și gândurile apar și aici. Gânduri negative, ați avut gânduri negative, v-ați îmbolnăvit unii dintre voi. Sincer, pentru că eu știu cum sunt peștișorii. V-ați îmbolnăvit din cauza unor oameni negativi sau a unor oameni care nu-și exprimă dragostea așa cum voi peștișorii vă doriți. Voi vă doriți romantism, delicatețe, sensibilitate și unii sunt ca, da, foarte brutali, foarte, sau extrem de tăcuți. Nici așa, nici așa nu-i bine. Pentru unii eu zic că sunteți voi, v-ați făcut griji atât de multe încât, repet, trebuie să vă vindecați. De grijile acestea, trebuie să tăiați, să exprimați dezechilibru pe care vi l-au produs situațiile respective, oamenii respectivi. Aici sunteți voi. Marea preoteasă. Marea preoteasă primește acest ghii. Ia uite, ascultați și partea 1. Marea preoteasă. Peștișorii primesc ghidaj divin, da? Primesc ce? Cadouri. Primesc această intuiție cum să spargă niște situații, să rupă niște cicluri karmice. Și bine ar fi să facă așa ceva. Bine ar fi pentru că a fost un dezechilibru. 6 de monede și regina de spade. Nu zic musai de zodii. Pentru unii posibil să fie semn de aer, semn de pământ și vă doriți ceva nou cu un semn de foc. Simplu. Aș putea să zic, gata, am terminat etalarea. Nu. Clar. Că acolo unde ați fost, au fost niște manipulări. Au fost niște manipulări mentale. Se vede cu 6 de monede și cu regina de spade. Regina de spade vorbește foarte urât uneori. Foarte dure, foarte negativă, varianta sa negativă, da? Și produce dezechilibre. Și intrigi. Interesant ce... Și intrigi produce, da? O revăd în această energie, varianta sa negativă, semn de aer, da? Semn de aer. Negativ. Dar intuiția voastră v-a spus că trebuie să vă refaceți, să vă refaceți sănătatea, să vă refaceți viața, să vă refaceți energia. Și cum o refaceți, hai să refacem și mesajul din altă perspectivă, tăind, exprimând dezechilibru și tăind aceste legături karmice. Și conectându-vă la intuiția voastră și primind inspirație, asta e inspirație divină, altă variantă a asului de bâte, inspirația divină. E o inspirație, o idee sclipitoare care vă ajută să mergeți, da? Să vă luptați, să vă vindecați, să munciți foarte frumos pentru vindecarea voastră, care vindecarea voastră, dragii mei, haide să vă zic, ce frumos, superb, superb. Deci duplexul ăsta a apărut, da? Vindecătorul sau vindecarea și steaua și profesorul spiritual. Că sunteți voi în devenire, că e cineva care vine și vă inspiră, ce frumos ar fi, că toți avem nevoie de oameni care ne susțin pe calea noastră, ce frumos ar fi. Dar îmi place că se confirmă ce a fost în partea 1 pentru cei care au ascultat, da? Se confirmă. Și este superb când se confirmă. Acum, cartea aceasta a vrut să sară. Să mă amestec încă o dată, peștișor. Ia uite, vreți un nou început? Ce frumos am deschis! Nu eu. Spiritul a vrut. Sfinte Duh, arată-ne. Mesaje, inspirații pentru peștișor, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în pești.
Ce simte? Nu, energia comună dintre voi și o persoană. Rămâne de văzut care persoană. Voi și cineva. Ok. 9 de monede. Voi vreți să fiți independenți. Aici sunteți voi, regina de cupe. Aveți răbdare, vreți să investiți și e 2 de 7, da? Și să vă apărați grădina interioară, să vă apărați achizițiile ca să puteți merge către nouă, către independență, către o stare de preîmpărăteasă. Oh, aveți în spate, aveți în spate un cavaler care vrea să vă cucerească. Este ia să vedem ce vrea să facă. În trecut, acest rege de bătăi este un personaj extrem de pasional, de pasional în primul rând față de voi, bine, în general, foarte fermecător, frumoșel sau frumos, cu o situație la fel de bună ca a voastră, doar că voi sunteți mai dezvoltați pe o anumită cale, emoțională, spirituală. Ei, pe partea materială, să zicem, creativă. Acest personaj în trecut a fost foarte, între, cel puțin între două situații, posibil a avut și o relație din care a încercat să mai iasă pentru unii. Însă acest rege de bâte, eu simt că se maturizează. Simt că eventual renunță unii, renunță la niște relații care i-au ținut departe de voi și se maturizează și vor să lupte pentru voi. Vor să vă cucerească. În cazul în care au fost niște playeri, în perioada în care voi ați așteptat, cum au arătat și cărțile mai devreme, s-au mai transformat. Așa zic cărțile. Însă voi, chiar dacă vine acest rege de bâtă să vă cucerească și voi sunteți deja regine, rege, regine, nu contează bărbați, femei, ce sunteți, da? Sunteți vindecători. Asta face regina de cupe. Este cea mai blândă dintre regine. Cea care oferă alinare. Nu este seducătoare. Ea se ocupă nu de seducție, ci de vindecarea celor din preajmă. Aici sunteți voi. Și atunci cine vine la voi trebuie să vină foarte matur. Deci, energia comună, 9 de monede. Că o fi un semn de pământ pentru unii, că este un semn venusian, este Venus, totuși nu musai semn, poate să fie și balanță, sau poate să fie cineva cu marcaj cu Venus, foarte predominant, în prima casă sau în a șaptea. Regina de spade. Am zis că energia comună, dar eu cred că sunt unii peștișori care sunt foarte, foarte selectivi și care țin la independența lor. Repet, cineva vine în preajma voastră să vă cucerească, își dorește prietenie, își dorește bucurii, momente frumoase, rămâne de văzut cum se vor manifesta. Ce simțiți voi față de ei? Eventual, iar apare semn de pământ, semn de aer. Ce simțiți voi pentru ei? Cine o fi acest personaj rămâne de văzut. Ce simțiți voi? Asta? Trei de monede. Că v-au făcut să așteptați foarte mult. Eventual, unii dintre voi așteptați să vină de la un drum. Cred. Tocmai vine așa. Probabil pentru unii sunteți la o relație sunteți într-o relație la distanță. Sunteți într-o relație la distanță, a trebuit să-i așteptați, încă mai sperați. Încă mai sperați și totuși nu se s-a blocat. S-a blocat comunicarea. S-a bucat comunicarea.
Există un personaj căsătorit. Există un personaj căsătorit care a trebuit să lupte pentru această căsnicie și să blocheze comunicarea cu voi. Între timp, primiți mesaje din partea altui personaj care vă iubește, are mare atracție față de voi și vrea să riște, să lupte și să riște ceva nou cu voi. Simțiți pasiune pentru cineva cu planete în semne de foc, cu marcaj în zodie de foc. Sper să nu fiu întreruptă. Ce simt ei pentru voi? O să mai clarific trei de bâte. Ce simt ei pentru voi? Trei de spade și asul de spade. Sunt foarte răniți ei în această așteptare, cred. Doi de trei. Amândoi ați așteptat. Ei se simt foarte răniți și își doresc foarte mult să comunice. A apărut și regina de spade. Să comunice. Dacă a fost un triunghi la un moment dat, regina de spade taie legăturile karmice și dorește să fie singură, independentă, eventual. Se pregătește să facă un cuplu cu voi, să zicem. O prietenie. Rămâne de văzut cum se manifeste mesajul ăsta la unii dintre voi. Însă, și ei sunt extrem de afectați. Mental, în primul rând. Este o inimă, dar sunt spade. Sunt afectați mental de situația aceasta emoțională, care nu s-a, de povestea asta, că asta înseamnă inima roșie, simbolul nu este o poveste de dragoste. Dar sunt cel puțin trei creierașe care au intervenit, da, am zis, manipulări și intrigi. Au intervenit în această, intrigi, da, dușmani. În această situație și atunci ei își doresc să manifeste adevărul, își doresc un nou început, simt nevoia să comunice, să aibă victorie. Ia uite, cu voi, că este nu peștilor, și vor să ce frumos, vor să călătorească către voi șase de cupe și îndrăgostiții, pentru că sunt foarte îndrăgostiți. S-ar putea să, cel puțin așa își doresc ei, să vină foarte repede, pentru că până acum au blocat, uite așa au făcut, au blocat soarele, au blocat fericirea. Au blocat, pentru că au trebuit să se lupte cu niște gânduri negative, ia uite. Gânduri negative. Au vrut controlul, în primul rând. Au vrut controlul. Eventual au avut, iar împăratul varianta lui negativ este o persoană care își impune părerea cu orice chip. Au fost în preajma lor sau ei au încercat să se manifeste așa. Da. Aceste stagnări, această stagnare le-a adus și lor o nouă perspectivă. Au învățat lucrurile, au înțeles lucrurile din altă perspectivă. Ce înseamnă dragostea în dură, da? Asta este. Dragostea în dură. Sacrificiile. Pentru iubire. Trei de bâte. Clarifică. Trei de bâte. Destul de multe. Ia uite. Ați așteptat întâlnirea al 3 la 3. Sigur a fost un triunghi amoros pentru unii. Ați așteptat eventual ca ei să aleagă. Ca ei să aleagă, ca ei să se rupă de personajul din viața lor. Și am mai apărut încă o carte. Ce frumos, dragii mei, aici sunteți voi. Născuți în februarie sau martie, nu contează. Bine, sigur, sunteți voi peștișori cu un taur sau cu balanță sau cu alt personaj care ar putea să exprime acest Venus, da? Aveți aici preîmpărăteasa, energia comună. Nouă de monede este preîmpărăteasa. Apare în cartea voastră, în cărțile voastre apare această superbă combinație. Marea preoteasă și împărăteasă. Simțiți că acesta este personajul vostru, personajul este partenerul vostru divin. Simțiți, intuitiv. Dar în această perioadă de așteptare, tot așa, v-ați dezvoltat, ați crescut. Ați crescut foarte mult, ați învățat să selectați, ați învățat să manifestați încredere în voi, cum am spus la prima parte, ați învățat să manifestați valoare, stimă față de voi, asta face împărăteasa, ați manifestat abundență în alte direcții și acum, într-un fel sau altul, o atrageți în viața voastră.
Ia uite, regina de monede. Voi ați dezvoltat... Voi învățați să vă vindecați și să vă regăsiți valoarea ca să puteți renaște, ca să puteți renaște acest cuplu, această relație, să puteți manifesta, să puteți renaște și să puteți manifesta un cuplu perfect, ideal, da? Evident că acest mesaj nu este doar personal, se raportează și la relația voastră cu personajul numărul 2. Sunteți stabili, vreți să vă găsiți echilibru, că de-aia apare și 9 de monede, echilibru financiar, un echilibru pământean, ca să puteți să primiți, să primiți, zic eu, nu să oferiți, asul de cupe. Pentru că dacă nu ești stabil, nu-l poți primi, da? Și să, o, ce frumos, să puteți renaște această poveste de dragoste. Hai să clarificăm. 3 de spade, asul de spade. Cine e aici? Ce simt ei față de voi? Oh, ce frumos, interesant, da? A fost un ciclu de mari durări, mari trădări și în viața lor personală și în relația cu voi doi. Cu voi, pardon. Și își doresc și ei să se închidă acest ciclu karmic. E un ciclu pe care l-ați mai trăit posibil și din altă viață. Este o etapă pe care se dorește încheiată. Și se dorește manifestarea unui nou început în adevăr, în victorie, între voi, regina de cupe, și acest personaj care are multă pasiune. Semn de aer sau semn de foc. Și semnele de aer pot să aibă pasiune. Dacă vor, dacă au planete în semne de foc ca să se manifeste așa. Deși, în general, da, sunt mai glaciare. Dar nu mereu. Nu mereu. Posibil în preajma voastră, acest personaj, cât ar fi de glaciar cu alții, are multă pasiune față de voi. Asta simte. Ia uite, e tot aici s-a oprit. Ce drăguț! Tot aici s-a oprit. Simte, vă vede valoarea, vrea să ofere, da? După ce a blocat, ia uite, a blocat bucuria, fericirea. Interesant mesaj. Interesant mesaj. Ce ar trebui să facă peștișorii acum, în această situație? Acum, ce ar trebui să faceți și ce faceți? Iar e mare diferență. Ce ar trebui să facă ei și ce nu fac? Iar e mare diferență. Ce trebuie să facă peștișorii? Mesaj. Ah, interesant. Voi, au venit altfel cărțile. Regina de monede și asul de cupe. Dragii mei, voi deja sunteți sau sunteți pe cale să deveniți doi într-unul, dar foarte concentrați și spiritual și abundenți și frumoși în afară și frumoși înăuntru, da? Frumusețe exterioară este împărăteasa, frumusețe interioară este marea preoteasă. Țineți-vă standardele, țineți-vă standardele. Apare regina de monede care manifestă, face cei mai frumos, cei mai valoros din orice. Pe orice pune mâna, face bani, pe orice pune mâna, creează valoare, aranjează un spațiu frumos, transformă lucrurile și în bucătărie și, și oriunde, orice, da? Este un creator, da? Chiar face lucruri practice. Aici sunteți voi, niște creatori. Creați-vă pe voi pentru că aveți multă valoare. Continuați să vă investiți în creșterea voastră, în stabilitatea voastră și să vă conștientizați tot timpul valoarea. Aveți valoare. Și asta trebuie să faceți, să rămâneți echilibrați în ceea ce ați reușit să faceți, pentru că energia comună este preîmpărăteasă, da? A apărut împărăteasă la voi, a apărut regina de monede. Superb! Însă a apărut asul de cupe. Da! O să vi se facă o ofertă. Însă voi nu o veți face. O veți reține pe a voastră. Pentru că ei v-au făcut să așteptați. Așa simt. Așa simt. Ar mai fi că în continuare mai aveți ceva de vindecat, mai e de vindecat la stima față de voi. Încă mai aveți ceva de lucrat acolo. Însă, repet, dacă
Pentru unii, acest as de cupe se va manifesta ca o ofertă emoțională, pentru că se poate manifesta în diferite feluri la anumite persoane, da? De-aia zic dacă, e energie colectivă. Țineți-vă, păstrați-vă tronul. Nu vă deranjați ca să primiți cupa chiar atât de repede. Așteptați să vă pună pe masă, așteptați pe lângă masă să mai creeze și ambientul și atmosfera, da, și acel patru de bâte, să pună bazele. Că n-aveți nevoie doar de azi de cupe, pentru că voi aveți multe cupe, aveți multă bucurie. Da? Voi oricum sunteți conectați la ceea ce este mai frumos și valoros. Fiți un pic mai sobri. 9 de bâte. Fiți un pic mai sobri și păstrați-vă și concentrați-vă, mai bine zis, stabilitatea financiară, vindecarea voastră, pentru că voi sunteți vindecarea voastră de energiile negative, da? De gândurile negative. Ia uite! Perechea voastră aici, care s-a manifestat destul de negativ, a fost un pic blocat de niște fixisme, niște chestiuni. Sper să nu fiu deranjată. Însă acest personaj își dorește vindecarea. Își dorește vindecarea. Evident că văd semn de pământ, semn de aer. Între semn de pământ și semn de aer, asta poate să însemne mult. Ori semnul de pământ are un semn de aer, ori semnul de aer are un semn de pământ, ori sunteți între două personaje, însă se dorește vindecarea, temperanța, da? Ia uite ce frumos! Unde era? Da, vindecare. Pentru că a fost blocată bucuria atâta timp din cauza ego-ului și trebuie vindecată. Ce ar trebui să facă ei? Interesant mesaj. Ce ar trebui să facă ei? Trei de monede? Să lucreze, să participe la această lucrare, la acest al patrulea trei. Aveți trei de spade, trei de cupe, trei de bâte și acum trei de monede. 3-3-3. Dacă vedeți 3-3-3, sigur e mesaj pentru voi. Ia uite! Cineva nu a vrut să ofere scuzele după o atitudine absolut imatură. Cineva a manifestat, personajul acesta a manifestat acest foc sub formă de foc de scurtă durată. Jucătorul a manifestat acest playboy și a creat multe, multe probleme. A vrut să iasă din căsnicie, sigur. Cineva a fost căsătorit. 10 de monede și 10 de bâte. C-o fi semn de foc, c-o fi semn de aer, c-o fi semn de... nu mai contează, da? Iar apare steaua care trebuie să se vindece de aceste negativități. Același format, da? Același format. Însă, acum un pic diferit, apare același format frumos și la ei. Le se confirmă oarecum cărțile. Personajul acesta a vrut să iasă dintr-o relație stabilă și să aibă o aventură cu voi. Și ar fi trebuit să ofere o împăcare pe care nu a oferit-o. Și acum ce ar trebui să facă? Să construiască. Că asta face trei de monede. Să construiască. Și în acest caz, al treilea personaj ar putea să fie un înger care, sau un profesor spiritual sau un consilier care inspiră, care ghidează. Consilier ar putea să fie și pentru ei, nu doar pentru voi. Dacă sunteți într-o cuplu de lungă durată, puteți să vă consiliați relația. Clarificăm trei de monede. Ce a trebuit să facă? Voi ați primit două, hai să primească și ei măcar. Încă trei de monede. Deci a trebuit să... ok. Ia uite. Și să comunice. Să comunice ce simte, să manifeste pasiune, să manifeste această chimie. Inspirație! Iar apare și asta, înseamnă inspirație, inovativitate, să găsească căi creative de reconstrucție. Am înțeles. Pentru că aceasta este o energie foarte originală. Să găsească idei originale cum să lucreze cu voi, că voi sunteți aici în postura de regine.
Și nu vii oricum la o regină. Niciodată la regine și la împărați nu vii cu mâna goală. Și așa un valet e puțin, dar de bine de rău nu e cu mâna goală. Da, după o situație cu voi, care a stagnat. Pe de o parte au avut multe emoții, sunteți visul lor, reprezentați tot ce mai frumos, tot ce și-au dorit, da? Și trebuie să manifest acest nou început după ce. Ia uite. Și să vindece energiile negative, să vă vindece pe voi eventual, să vă reechilibreze. Și pe voi și pe ei. Și să lase în urmă ce nu le-a primit. Nu le-a primit. Pentru că nu poți să stai în trei direcții, în patru direcții. Ce vă blochează? Interesant mesaj. Evident că puteți avea de-a face cu un semn de foc, particular, în mod special, berbec? Vreau să zic leu, dar e și berbec. E și berbec. Așa, sau semn de aer. Ce vă blochează? Căsnicia cuiva, cineva vrea să lupte pentru o căsnicie, cineva vrea să lupte acasă. Posibil cineva acasă se luptă, acasă, vă blochează. Vă blochează, pe de altă parte, cineva, semn de foc, posibil, vă dau mai multe variante, vă blochează întâlnirea cu acest personaj, cuplu divin. Da? Că am văzut împăratul și împărăteasa. Foarte posibil pentru alții, vă dau mai multe variante, vedeți cu care rezonați. Dacă ei au avut o relație de lungă durată cu cineva, ex-ul lor să încerce să se lupte pentru această relație. Iar apare triunghiul, dezechilibru, dacă nu-i triunghi, este un dezechilibru. Datorită unor gânduri negre, unui mental negativ, ia uite, semn de aer, care nu exprimă cineva, pentru mine aceasta e cartea balanței, dacă vreți să adăugați scorpion sau, nu e semn de aer, dar de multe ori poate fi scorpion, vărsător, gemeni, aveți, mai mult sau mai puțin, oricum, orice semn ar fi, cineva nu a exprimat cât de multe bucurii și emoții simt în preajma voastră. A blocat împlinirea acestui vis. A blocat soarele, cum am văzut mai devreme. Și atunci trebuie să exprime. Că sunt pregătiți să se detașeze de tot aceste dezechilibre produse. Însă, toate aceste lucruri au blocat povestea voastră. Acum va trebui exprimată și reconstruită. Ce vă susține peștișori în povestea aceasta, în relația aceasta? Cu fi semn de aer, cu fi semn de foc. Aer sau foc trebuie să se manifeste un pic mai pământean, mai pragmatic și mai consistent. Acest personaj trebuie să devină consistent. Să aibă o țintă. Și un pic mai artistic. Și un pic mai artistic. Ia uite. Trebuie să vi se facă această ofertă de lungă durată, stabilă. Ce vă susține? Patru cărți. Justiția. Wow, ce cărți. Într-un mod neașteptat vine un mesager. Cineva vă spune, wow, vă spune cât de mult vă iubește. Primește inspirația divină? E și aici inspirația, dar îl vedeți pe înger care îl pune. Băi, domnule, spune domnule, cât, da? Pentru că a vindecat un stil mai, să nu zicem, mincinos. A vindecat o frică. Frică de dragoste. Frică de emoții. Cineva a fugit. Pentru că era între două situații, în mai multe situații, da? S-a detașat emoțional. Și în această perioadă, cât s-a așteptat, teoretic, cărțile așa mi-arată, că ar fi primit o vindecare sau măcar inspirație divină. Și vine personajul cu fi semn de aer pentru unii.
Posibil că e cavalerul de spade, iute și la mânie și la vorbă și la pasiune și la toate. E iute, e cam iute. De-aia e sfătuit, dacă e semn de aer așa foarte repezit, sfătuit este să fie un pic mai calm și mai consistent. Ce vă susține? În primul rând, voi sunteți aici între voi semn de apă, balanță pentru unii, sau scorpion, sau vărsător, sau un semn fix. Leutaur, vărsător sau scorpion. Trecăm peste mesajul ăsta. Dacă e balanță, ceva, separarea dintre voi, interesant. Separarea dintre voi doi, semn de apă și balanță, separarea, ruptura, trăsnetul care a fost între voi doi, a fost tocmai ca să învețe cineva să construiască. Pe de-o parte, voi a trebuit să vă regăsiți valoarea, dragii mei, să nu mai oferiți emoțional, să nu mai oferiți emoțional atât și să vă regăsiți stima față de voi și stabilitatea în voi înșivă, nu în altcineva. Și aici ce frumoși sunteți, regina de împărăteasa și marea preoteasă. Și ei sunt aici. Ei au trebuit să învețe să exprime asul de spade și pasiune și emoții și lucruri stabile și colaborare. Aici trebuie să exprimau și asul de spade și valetul de bâte. În această perioadă de ruptură a fost o lecție, asta înseamnă pentru mine lecția învățată. Eu zic că amândoi ați învățat lecția și acum amândoi, asta vă susține, da? Faptul că v-ați învățat lecția și că încheiați un ciclu. Un capitol, nu doar un ciclu, nu doar un 10, 20, încheiați un capitol karmic pe care l-ați manifestat foarte posibil și în alte vieți. L-ați manifestat probabil de mai multe ori și acum, că suntem în 2020, trebuie să încheiați acest capitol și să da. Și să vă ridicați deasupra acestor dezechilibre, tristeți, și energii foarte brutale. În acest moment așa simt turnul. Energii foarte brutale. Uranus e aici. Uranus. Sper că înțelegeți limbajul. Cu alte cuvinte, învățați din aceste separări, învățați și manifestați în noul ciclu, în noul capitol, echilibru. Dacă până acum v-ați tot despărțit, ca să înseamnă și despărțire, poate să însemne și căsătorie, poate să însemne și divorț. Dacă până acum ați manifestat rupturi, separări cu turnul, da? Alături, puteți să manifestați lecția învățată, consistență, da? Consistență, construcție și în timp o relație care poate fi oficializată, da? Care poate deveni publică și în primul rând care poate fi echilibrată, în care comunicați adevărul, în care nu aveți secrete. Și în care și unul și celălalt, că am văzut 6 de monede, în care și unul și celălalt oferă, da? Nu doar unul. Cam așa este etalarea pentru peștișori acum în august. Sper să vă placă și mai facem și la jumătate. Vă pup, numai bine! Pa, pa! Pa, pa!